Facem o incursiune, mai în glumă, mai în serios, în România profundă. Ce ziceți? Sunteți de acord, domnilor? Ei bine, nu au avut somn, ci s-au bătut pe o pernă gratis. Dis de dimineață la Ploiești, la deschiderea unui magazin cu produse de casă, oamenii și-au împărțit pumni și palme să prindă primii oferta. Surpriză însă, clienții primeau o pernă gratis doar dacă achiziționau și altceva, de cel puțin 50 de lei. A fost haos la deschiderea unui magazin din Ploiești. Sute de oameni au stat ore în șir la coadă, asta după ce reprezentanții magazinului au anunțat că se vor da perne gratis. Mulți dintre aceștia însă nu au știut de faptul că vor primi o pernă gratis doar dacă vor face cumpărături în valoare de 50 de lei. La ce oră stați? La 5 am venit ca nebunul. 3 ore la coadă, nu? 3 ore am stat la coadă și am venit cu taxiul de la după Eminescu. Mi era urât. Și ce ați cumpărat, doamnă? Două prosoape, o pătură și o pernă cadou. Pernă face toți banii, nu? Nu, taxiul am plătit. Nu au lipsit nici îmbrâncelile sau dezamăgirea. Pe pernă ați venit, doamnă? Pernă vroiați? Da, vreau. Ce vreți au? Mulți dintre ploieșteni s-au așezat la coadă încă de la ora 5 dimineața pentru a profita de ofertele promoționale. Da, domnilor, și mie mă certa cineva de ună zi când eu tot afirm că omul ăsta, Nenea Iangu, Caragiale, e cel mai mare autor în viață, oameni buni. În viață, Nenea Iangu. Caragiale așa trăia el. El deci, descrie exact. Exact. Omul n-a fost vizionar, ci pur și simplu noi n-am progresat. Exact. Noi a rămas acolo. Ceea ce, cum era el, nu? Exact, da. Nu da. E nicio problemă. Spune că, ăsta, George Călinescu, în istorie, în 40. Nu, da. Uite, na, imagine. Atitudinea asta asistențialistă este întreținută în momentul de față și de statul român și de politicieni. Din păcate, ne lipsește în mod real o etică a muncii și ne lipsește în primul rând un simț al responsabilității. Acești oameni, ca de altfel milioane de români, consideră că cineva undeva trebuie să aibă grijă de ei. Acești români consideră că cineva undeva ar putea să le dea lor ceva gratis. După aia rău, cum spun americanii, nu există prânz gratis. Totul costă în lumea asta. În mod evident, sunt inclusiv partide politice care, cărora le convine să întrețină această mentalitate și să întrețină această masă de cetățeni, care la un moment dat, așa cum acum se bat pe o pernă, la un moment dat se vor bate pe o găleată goală, care în cel mai fericit caz va avea înăuntru o pungă de zahăr și o sticlă de ulei. E goală, depinde cum te vezi la găleată. Am spus în cel mai fericit caz că de multe ori să te dau și găleți goale. Răzvan Chiroță, în concluzie, să vii cu taxiul și să stai la coadă de la 5 dimineața 3 ore ca să iei o pernă de 2 lei, că nu cred că e mai scumpă de 2 lei, că nu o dădeau ăștia gratis, e afacere, nu? Da, asta nu aș râde de oamenii ăștia. Eu nu râd acum, e foarte trist și, de fapt, eu am fost, când eram reporter, am fost foarte, foarte mult prin toată țara. Deci, dincolo de cine spune Mihai Tudose, cine spune Grindeanu, cine spune, eu știu, Cioros, sau cine oricine ar fi, deci România este o țară extrem de săracă. Este o țară extrem de săracă. Sigur, în marile orașe, în București, în Cluj, în Iași, în Timișoara, se mai mișcă lucrurile, se mai sunt câteva locuri de muncă, dar în orașele mici și la țară este o crimă ce se întâmplă. Răzvan Chiroță, trebuie să ieșim, dacă vrei să-ți răspund, nemtudom, pe această cale. Oameni buni! Vom vedea cine este românul care primește cea mai mare pensie, o grămadă de bani. Și nu numai, vin sindicaliștii peste noi să ne spună cum vor lupta ei până la 1. La 1 se merge la masă organizată și mai vedem noi cum e lupta sindicală ceva mai târziu. În câteva minute, ne revedem la 14.